Păi, să continuăm un pic mai departe povestea cu familia. Așa cum era aici, în bloc, v-am zis. Unii zic, mamă, pe ca să mă convin cu asta, asta e pății serios. Cum era aici, revin, în bloc, cu o vecină pe la etajul 7. Vecinul de vis-a-vis le-a spus, ale dracu, gaițe, știi? Dar era în felul următor. Erau două surori și o femeie văduvă, da? Deci trei. Trei, nu știu dacă se vede. Hai să punem pe aici că se vede mai bine ceva. În fine. O soră mai mare și o surioară mai mică și o mamă singură. Și un băiat. Fata mai mică, când a văzut că n-o bag în seama, a decis. Mi-au al băiat. Foarte bine pentru tine. Pentru că mie nu mi-a plăcut acel tip. De fapt, punct. Și începe. Oh, Lucian e singur. Dacă Lucian e singur, poate să-mi convine Maria al meu, pentru că eu am făcut un băiețel cu al meu prieten. Am zis că ne însurăm, dar noi însurăm. Între timp, eu îmi făceam cruce din nou și cu stânga, și cu dreapta, și cu toate cele. Păi ce? Dacă e bolând, căzut în cap, în fântână și înecat și reînviat, îl lasă pe Bogdanel și crește copilul Lucian, știi? Nu mă lași. Sau cealaltă variantă, noi doi ne căsătorim, știi, adică Bogdan cu fata respectivă, pentru că au un băiețel și se căsătorește el cu sora mai bătrână sau mai în vârstă. Aveau așa o gândire inteligentă, românescă, despre ceea ce se chema familie, că până și când, de la etajul 7, săracul Bogdanel, care a fost cu mine, coleg și de bancă, și de școală, nu știa cum să coboare din lift de nu știu câte ori, din bloc, din lift, ca să nu se arunce de la etajul 7. Adică este o gândire aceea stufoasă, inteligentă, de fată. Înțelegi? De fată. Pur și simplu te lasă perplex. Deci, bine că băiatul acela așa nu a fost în halul ăsta de disperat sau a fost așa de disperat încât când îl tocăneau toate trei, lua liftul și cobora, că putea să ajungă buf, direct de la etajul 7 în Cireș sau Vișin, pe aici. Practic, gândirea ce? Sau ceva de genul, și îmi place acel băiat. Și mă duc la 5-1, știi, și stipă, și se duce celălalt de la scara cealaltă, la 5-1 sau mai știu eu ce. Știi? Și te așteaptă în partea, așteaptă tu mult și bine. Că așa cum crește copacul, așa nu vine la tine.
Iată. O poveste trăită, încă o poveste trăită. Și eu mă întreb dacă eu sunt sănătos și ele sunt nebune, sau invers, eu sunt nebun și ele sunt sănătoase. O zi plăcută în continuare să aveți.